Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Peste 5 luni fac 20 de ani și oficial o să fiu considerat adult în toată regula. Timpul a trecut destul de repede și toate lucrurile bune sau rele care mi s-au întâmplat m-au făcut persoana din prezent și mă bucur de cine sunt acum. Timpul trece peste noi toți, dar am ajuns la concluzia că dacă vrei să te dezvolți pe termen lung, trebuie să investești în tine de la o vârstă fragedă. Așa că astăzi vom vorbi despre 8 lucruri pe care trebuie să le ai până la vârsta de 20 de ani, care te vor face de neoprit în viața de adult. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani este un cont de investiții. Trebuie să pui bani deoparte. Am vorbit despre cât de importantă e chestia asta în alte videoclipuri și nu o să reiau discuția acum. Dar în loc să-i depozitezi într-o pușculiță sau într-un cont bancar, mai bine îi investești la bursă și o să-ți explic imediat care este logica din spatele acestei afirmații. Înainte să spun mai multe, vreau să știi că nu sunt expert în domeniul financiar și că trebuie să te documentezi mai mult pe cont propriu despre cum să investești la bursă și cum funcționează treaba. La fel am făcut și eu și din punctul ăsta de vedere ne putem considera norocoși că există informații ajutătoare pe internet. Dar totuși am să încerc să-ți explic ca și cum i-aș explica mie din puținul pe care îl știu și eu. Ok, să investești la bursă înseamnă să cumperi o parte dintr-o companie și cu cât bagi mai mulți bani, cu atât partea ta va fi mai mare. Să zicem că cumperi acțiuni în valoare de 100 de dolari la Apple și compania folosește banii aceștia ca să se dezvolte și cu cât crește mai mult și acțiunile deținute de tine vor crește. Trece un an din momentul în care ai cumpărat tu acțiunile cu 100 de dolari și Apple în timpul ăsta a vândut o grămadă de produse. A apărut iPhone 15, a apărut MacBook, nu știu de care, mă rog, ei și-au maximizat profitul și astfel valoarea companiei a crescut. Deci dacă valoarea companiei crește și valoarea acțiunilor deținute de tine în acea companie va crește. Să zicem că acum acțiunile deținute de tine valorează 120 de dolari și tu le poți vinde oricând. Dacă le vinzi acum, o să ai un profit de 20 de dolari într-un an. Și ăsta este marele avantaj pe care îl poți avea dacă alegi să investești la bursă, banii tăi se pot înmulți, spre deosebire dacă îi ții la pușculiță, la saltea sau într-un cont bancar. Asta e definiția investiției, să bagi bani într-un lucru și acel lucru să crească în valoare peste timp. Ori dacă pui acum 100 de dolari în contul tău bancar, peste 5 ani tot 100 de dolari vei avea. Desigur că există și dezavantaje. La fel cum Apple poate crește în valoare, poate să și scadă. Dar, și există un foarte mare dar aici, poți să îți reduci foarte mult riscul de a pierde din banii investiți dacă ai în vedere două aspecte. Să investești în companiile mari și să aștepți o perioadă lungă de timp. Companiile mari, precum Apple sau Tesla, e foarte greu spre imposibil să dea faliment. Ba chiar mai mult, au tendința să crească în valoare de la an la an. Tu vrei să cumperi acțiuni la companii mari care vor crește, nu la companii care scad sau chiar dau faliment. De aceea, cea mai sigură variantă să-ți investești bani este să cumperi acțiuni la companiile mari și să le vinzi după ani de zile. Nu să cumperi azi o acțiune și să o vinzi mâine pentru că nu vei face mare profit. Există mai multe aplicații pe care le poți descărca gratuit pe telefon pentru a-ți deschide un cont de investiții. Eu folosesc aplicația Revolut și am băgat 1000 de lei luna aceasta în Apple și în Tesla și plănuiesc ca pe perioada a 5 ani să mai adaug sume mici de bani, bani care nu sunt cruciali pentru mine. Un alt lucru important, să nu bagi banii de mâncare sau banii care îți folosesc la lucruri mai importante de atât. Adică să investești bani pe care ești dispus să-i pierzi. Și la finalul acestor 5 ani, suma pe care am băgat-o sper ca măcar să se dubleze ca urmare a creșterii acestor companii. Nu pot acoperi tot acest subiect al investițiilor la bursă în acest video, dar cred că până la vârsta de 20 de ani, măcar trebuie să fii interesat de investiții. Al doilea lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani este un plan. Trebuie să știi ce vrei să faci cu viața ta, de aceea ai nevoie de un plan și sigur nu-l vei schița corect din prima, dar să ai un plan imprecis este de 100 de ori mai bine decât să nu ai niciunul. Trebuie să ai cât de cât o idee despre ce ai vrea să devii și să-ți ordonezi puțin viața pentru că altfel vei trăi într-un haos total. Al treilea lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani nu este tocmai un lucru, este un om, adică un prieten apropiat. Să ai pe cineva care să te asculte, cu care să comunici și de care să nu te ascunzi, mie mi se pare foarte important pentru sănătatea ta mentală. Va fi din ce în ce mai greu să găsești prieteni adevărați pe măsură ce înaintezi în vârstă, de aceea până la vârsta de 20 de ani e perioada cea mai propice pentru că ai liceul, ai facultatea și ai mai multe oportunități
oportunități să întâlnești persoane noi și de aceeași vârstă, pentru că prieteniile adevărate tind să se lege între oameni cu vârste apropiate. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani este un abonament la sală. Eu m-am apucat de sală acum 5 ani și pot să spun că mi-a schimbat viața într-un mod extraordinar și motivele să mergi la sală sunt nenumărate. Crește circulația sângelui și devii mai energic și astfel scade riscul de stări de depresie și anxietate, scade riscul de obezitate și nu mai are rost să spun câte boli poți dezvolta dacă ești supraponderal. Ești mai bine văzut atât de tine cât și de cei din jur și astfel încrederea de sine o ia în sus. Și pe lângă asta există șanse să îți faci și prieteni la sală, că tot am vorbit de importanța prietenilor. Scopul nu este să devii sportiv de performanță sau culturist, ci pur și simplu să arăți bine și să te simți bine în pielea ta și cred că orice om care își dorește cei mai buni pentru el trebuie să gândească așa. Al cincelea lucru pe care orice om ar trebui să-l aibă până la 20 de ani, în opinia mea, este permisul de conducere și știu că e puțin controversat, dar lasă-mă să îți spun cum gândesc eu. O să ai mai mult timp să te pregătești pentru examen și să faci orele de conducere la 18 ani decât vei avea la 25. Lasă-mă că iau eu permisul ăla. Peste câțiva ani nu e nicio gravă. Nu cred că este cea mai înțeleaptă decizie. Și chiar dacă în momentul ăsta nu ai mașină, la un moment dat s-ar putea să ai sau să trebuiască să duci pe cineva undeva. Mașina personală e clar că îți oferă niște beneficii pe care alte mijloace de transport nu ți-l oferă, precum autobuzul sau tramvaiul. Și nu sunt anti-tramvai sau autobuz, dar ce încerc să spun este că la un moment dat s-ar putea să îți trebuiască mașina și îți este mai la îndemână să iei permisul acum la 18 ani, când ai mai mult timp pe mână decât îți va fi la 25, să zicem. Al șaselea lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani este o bibliotecă, adică multe cărți. Am spus-o și o să mai spun de 1000 de ori. Cărțile te ajută să descoperi lucruri de care nici măcar nu știai că există. Îți arată perspective noi și chiar te ajută să-ți faci un plan. Adu-ți aminte ce am vorbit la punctul 2. Așa că dacă n-ai citit prea multe cărți până acum, nu e timpul pierdut. Cere de la prieteni, de la părinți, de la bibliotecară. Eu obișnuiam să împrumut cărți de la biblioteca liceului. Cred că până la vârsta de 20 de ani este crucial să investești nu doar la bursă, ci și în cunoștințele tale. Bineînțeles că poți face asta și după vârsta de 20 de ani, însă acum este perioada cea mai propice. Al șaptelea lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani este un costum. Ocazii speciale se vor ivi fără doar și poate după vârsta de 18 ani și nu mai poți să te îmbraci și în blugi și cămașă așa cum o făceai la 13. De acum încolo trebuie să fii mai prezentabil, să fii un bărbat în toată regula și un costum exemplifică exact asta. Și în final, al optelea lucru pe care trebuie să-l ai până la vârsta de 20 de ani este o rutină. Lucrurile pe care le faci în fiecare zi sunt printre cele mai importante lucruri pe care le faci. O rutină de dimineață te ajută să fii organizat și să începi ziua așa cum trebuie. De asemenea, o rutină de noapte te ajută să ai un somn plăcut și odihnitor. Lasă un like dacă vrei să fac un video despre rutina mea de dimineață, pentru că cred că va ajuta pe cineva care încă nu are una. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!